Fii atent ce avem. Uite aici. Un pic pe asta. Deci avem uite un pic. De... Bitcoin la all-time high. Ai auzit de cea mai mare hoțomânie din cripto? Este unul dintre cei mai mari rechini financiare ai lumii. A fost spart și s-au furat 800.000 de Bitcoin. Îți fură cineva banii, cum am pățit eu, și pe cardul Binance. Wow! Da, adică, bă, 7.462. 7.400, mă! Am intrat la suport, efectiv, dacă l-aveam pe la în față, vedeam cu tastatură în cap. Nimeni nu trebuie să-și dorească ca Binance să cadă. Cea mai mare prostie. Vor face tot ceea ce ține de ei ca Binance să fie pus la pământ. Meritul cel mai mare a Binance-ului este că... Te salut și bine ai venit la un nou episod din The Fucking Alt Show, unde bem tărie pe stomacul gol, vorbim despre cea mai șmecheră industrie din univers și băgăm glume proaste cât în cape. Cu mine Andrei de la CryptoBully și oaspete veșnic Vlad Elheve. Ce zici, Vlad? Glume proaste cât în cape și în cape. În cape. Întotdeauna în cape. Și ca să încapă și mai bine, țuică! Țuică! Bum! Ce petrecere și ce show! Da, ce este bună când asta. Apare țuica! Bun, turn tu? Da. Știu că nu, e un test. Las că pierdem un șat. Bă, știu că e un test, dar... Da. Ia, hai. Deci fii atent ce guriță are asta, mâncață. Foarte simpatic. Mâncaiași gurița ușor, lui. Frumos, frumos făcut asta. Oare nu trebuie să mai chemăm pe cineva înainte să bem minunățiile astea? Sorsa. Sorsa. Hai să o chemăm și pe Sorsa. Chiam. Sau frate-su, că e eu BTC. Eu am chemat-o pe asta, o chem tu. Hai, o chem eu. Stai așa, stai. Fii atent ce avem. Uite aici. Un pic pe asta. Deci avem... Uite un pic. Povestește tu ce avem. În primul rând avem că rază cu... de soare. E cu BTC înăuntru, da? Deci se vede că există un Bitcoin în această sticlă de palincă. Bă, dar uite un pic cum arată, mă. Deci fiți atenți cine a făcut această superbitate. E Bitcoin la all-time high. Frumos, frumos. Ia povestește ce avem acolo. Bună. Deci în primul rând am primit frumusețea asta de la Juju din Șomcuța Mare. Juju, mulțumim, cel mai frumos cadou. Cel mai frumos. Bine, trebuie să o și gustăm. Super, trebuie să o și gustăm. Elea cu călduță. Vrem să o punem la rece. Corect. Juju, mai întâi data viitoare. Nu data viitoare. O, acum. O bem și acum? Da, o punem la rece. Și o bem spre sfârșit. Bun, 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 bun. Trimis special de la Juju din Maramureș. Pălinca este de prune negre 2022, an foarte bun, făcută cu suflet. Prunele sunt alese și sunt fermentate fără sâmbure, dublu distilat. Rețetă proprie personal. Culoarea este dată cu coș de vișină. Totul este 100% natural. Am o problemă cu ce se găsește pe piață. Deci m-am folosit totul natural. Culoare cărămizie, îmi place mie, așa. Ulcior simbolizează viața, veșnicia, fericirea, virilitatea, rezistența și vigoarea. La virilitate mă bag. Avem și noi, te bagi, nu? Atât? Da. Nu te bagi la restul? Veșnicie, asta? Virilitate să fie. Virilitate să fie, virilitate. Că veșnicia ne-o luăm din asta. O rezolvăm. Ulciorul care merge de multe ori la apă, sau mă rog, nu merge. Nu merge, că... Dar da, când merge, cu virilitate și fericire. Bun. Oricum vin mână în mână. Hai să chemăm băieții să ducă asta înapoi la, la rece. Bun. Ca să hai și bem la final, nu? Rece, da. Uite, și hashtag voie bună. Hashtag adică, voie bună. Adică, bă, atenția la detalii, fabuloasă. Trăiască Juju! Trăiască! Juju, să trăiești, mulțumim! Pentru ce de noroc? Hai, băieții! Pentru oamenii care se uită la noi. Pentru oamenii care se uită la noi, da. Noroc, dragilor. Sper că aveți o țuică. Dacă nu aveți o țuică, na, merge orice. Se acceptă. Bă, tu ai văzut că la ultimul clip avem 6.000 de views, 6.000 și doar 1.000 de like-uri? Știi ce nu știe lumea? Că cei care dau like la Zalcon Show beneficiază de noroc nelimitat în viață. Dar doar aia. Doar aia, nu? Doar aia. Corect. Păi și? Vreți noroc nelimitat în viață sau nu? Pentru 1500 de like-uri. 1500 de like-uri. Bă, deci am citit ceva, am dat random peste o chestie care mi-a bubuit creierii efectiv. Și încep cu o întrebare. Care crezi că-s orașele cele mai supravegheate de pe glob? Și când zic supravegheate, zic camere de filmare pe metru, pe kilometru pătrat. De fapt, milă pătrată, ca așa apare aici. Trebuie să fie o societate din asta, gen Japonia, Statele Unite, zona asta. China. E bine, China, bine. China, bună, sigur. Da. Primul oraș, cel mai supravegheat, câte camere crezi că are pe milă pătrată? Dar nu știu ce înseamnă, eu nu știu cât are o milă. Milă 1.6 km. Deci primul oraș e Shenzhen. Shenzhen, sute. 7.462. 7.400, mă. What the fuck?
Deci primele 21 de orașe sunt din China. Și orașul cu numărul 21 e Beijing și are 1500. Unde? Vreau să știu care sunt orașele non-China. Non-China. Deci e 22 non-China, Delhi, cu 1490. 23 Seul, Singapore, Hyderabad, New York 44, 45 Moscova, Londra 46 și fine, deja da, astea, da, Paris, da, Berlin, multă China. 68, 50, deja, da. Da, uite, Madrid, Rio de Janeiro, Sydney, astea au deja 15, 9, 10, ceva pe acolo. Adică pe... Tu știi ce vreau să zic? Noi tot am vorbit de social credit-ul de la chinezi. Da, da, pe de la asta. Îți dai seama și eu că dacă ei au nevoie de atâtea camere ca să poată să pună sistemul în mișcare, așa îți dai seama că nu o să avem în România niciodată. Nu, dar nicio șansă. Nicio șansă. Nu ai cum să ai așa ceva. Dar okay, noi nu avem bani de atâtea camere. Da, în primul rând, noi avem niște camere, ok, pe la semafoare, ci, adică poate să te urmărească. Da, foarte puține. Eu cred că românii s-ar obișnui cu un număr decent de camere. Gen, nu știu, 50, să zic. La 50 nu cred că s-ar comenta prea mult. Auzi, dar tu crezi că dacă s-ar pune, zicem, un număr de camere în ăsta ridicol la Negrești? Crezi că ar avea la ce se uite? Așa, random, Negrești. Eu sunt sigur că ar avea mai multe decât în Iași. Tu îți dai seama că dacă bagă social credit acolo, îi pune în lanțuri. Băi, și îți dai seama să ai social credit și să fie la intrarea la birt cu QR code acolo, să vină gagiu, ai nota 3. Trebuie să fie cu QR code, că de canare de retina nu mai deschide ochii la 7 seara. 7 seara, zici? Ăștia nu beau halbă de tun sau cum se cheamă aia la 8 dimineața. La 7 seara toți au aceiași ochi. Închiși. Locul în care social credit system a dat fail. Județul Vaslui, localitatea Negrești, toți au un bloc cu ochii închiși. Cum crezi că s-ar adapta un străin prin Negrești, păi știi că, orășel de genul ăsta? Păi știi că ăștia spuneau că te identifică camerele din social creditul chinez. Dacă gen porți o șapcă, nu știu ce la, te identifică după cum mergi. De-aia merg toți așa. Adică, dacă, ai cum să-l ghicești. După ochi, nu? După cum merge, nu? Deci e clar că dacă... Deci aia știu deja să bată sistemul. De așa merg. Dacă luăm 50 de locuitori din Negrești și îi ducem în China, le fut social credit sistemul. Băi, trebuie să facem updates, mai angajăm niște ingineri. Păi știi că la pastile aia, când testează pastilele, dau, mă rog, eșantionul ăla care le dă pastile care nu face nimic și pastila care trebuie să facă așa, ceva, așa, știi? Așa. Trebuia să ia pe ăștia, să-i ducă în China, ăla eșantionul care, dacă treci ăla, e clar, social credit sistemul funcționează. Băi, dar crezi, acum sincer, că ar merge social credit sistemul ăsta pentru o țară din Europa? Vorbim de țările dezvoltate, dar orice țară din Europa, de fapt, chiar dacă e Armenia. Toate se vor mișca în direcția asta, niciuna la nivelul Chinei. Da, asta zic, mai apropiat de... Va dura mai mult, dar cred că se dorește asta. Mi se pare normal să se dorească asta, ok, e logic, foarte ușor, e un instrument de control excelent, come on. Mai poți să faci nimic acolo, proteste, nimic. Auzi, da, ție ți se pare că societatea s-a schimbat într-atât de mult încât e nevoie să o controlăm mai îndeaproape? Sau tehnologia a evoluat îndeajuns de mult încât ăștia care au statul zic, e, dacă și așa evoluat tehnologia, ia mă, să vă controlăm. Bă, cred că în primul rând, unele societăți, nu toate, da, s-au schimbat destul de mult. Adică vedem multe lucruri care se întâmplă prin state, prin Germania, uite și la noi aici în Europa. Lucruri destul de fucked up, că mixul ăsta de comunități ori merge foarte bine, ori poate să meargă foarte prost. Uh-huh. Ca vedem în New York, unde merge foarte bine. Că se întâmplă de mult, generații din generații, toate culturile posibile acolo. Vedem în Germania, în unele orașe, unde, bă, nu e chiar așa. Destul de grav. Chiar văzusem acum câteva zile, nu mai știu, în Frankfurt, cred, sau Stuttgart, în Stuttgart, se întâlniseră pe stradă două grupuri din Eritrea. Au foarte mulți imigranți de acolo. Bă, și o bătaie generală, dar zeci, sute de oameni, adică dezastru. Nu știau polițiștii ce să facă. Mulți, mascați. Germania automat se duc spre zona extremă, că ei na, au și istoria de partea lor. Deci, da, cred că acolo e posibil să fie mai ușor să vinzi chestia asta, știi? Asta e și o problemă cu care pleacă de la faptul că natalitatea în țările occidentale tot scade. Eu cred că tot mai multe femei o să aleagă să aibă copii fără să rămână însărcinate. Și știi cum? Prin utere artificiale. Au făcut ăștia încă din 2017 un studiu în care evident au folosit din nou miei, ca și la clonarea oiței, și au creat utere prin care practic mielul primește tot ceea ce ar avea nevoie, inclusiv din uterul mamei. Iar de curând am văzut un articol din Nature care spunea că primele teste pe oameni ar putea începe în mai puțin de un an de zile.
Primul scop pentru utere artificiale, în mod evident, ar fi să se reducă mortalitatea și problemele de sănătate ale copiilor care se nasc prematuri. Asta ar fi obiectivul numărul 1. Obiectivul numărul 2, la care s-ar putea ajunge ulterior, este sprijinirea natalității. Gândește că foarte multe femei nu rămân însărcinate pentru că nu vor să-și afecteze cariera, nu vor să-și afecteze fizicul, nu vor... Adică sunt o mulțime de motive pentru care să nu ai un copil în viața de, în viața de azi. Și atunci, dacă tu te duci și se face o inseminare, nici măcar... la tine, se face o inseminare in vitro undeva, într-o pungă, o atârni undeva de un perete, te duci, îl vezi, ia uite copilul meu cum crește, ei, ce mai faci, salut. Și într-un final ajunge copilul respectiv, după 9 luni, îl scoate din punguliță, pam, 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 și e gata de funcționare. Tehnologia, cred că e o minune, de la implanturi neuronale, extinderea perioadei de viață până la 200-300 de ani și acum utere artificiale. Ideea este că ne apropiem de momentul când o să avem mai multe în comun cu roboții decât cu cei care au trăit cu 2000 de ani înaintea noastră. Crezi serios acum chestia asta? Nu crezi că o să fie un backfire foarte puternic din partea, nu conservatorilor, că e mult zis, dar să zicem a conservatorilor. Sunt foarte multe dileme etice acolo, în sensul multe. În care ce faci dacă la un moment dat, să zicem, un stat cum e Coreea de Nord hotărăște, bă, ia să facem o armată de 100.000 de oameni. Că uite, știi, ăștia care sunt la noi aici au început să cam mârie. Și încep să îi oblige pe aia să se babardească prin Coreea de Nord, îi bagă la punguliță și fac o armată de neînfricați, sau cum se chema aia din Games of Thrones. Așa, da, așa. Ansales, corect. Ansales, știi? În lumea occidentală să zicem că poți să barezi asta. Dar acolo unde sunt dictaturi, nicio șansă. Acolo la propriu vor face ce vor vrea. Să știi că de la testarea pe animale până la testarea pe humanoizi, în general durează destul de mult timp dacă nu funcționează brici. Faptul că au ajuns de la oi la oameni în mai puțin de 10 ani, impresionant. Înseamnă că respectiva șmecherie funcționează și am văzut o imagine, gen, am văzut în articolul ăla din Nature, o imagine cu, să știi că sistemul nu e foarte complex. Adică un făt are nevoie de puține lucruri, are nevoie de hrană, oxigen, un lichid în care să zacă și mai erau câteva chestii, o membrană de nu știu care, adică nu erau 30 de lucruri din care au trebuit inventate 20. Adică era relativ simpluț sistemul, cel puțin pentru mielul ăla, știi? Adică din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca uterul, sigur, acum sunt mai multe discuții, dacă are nevoie de dragoste umană, dacă are nevoie de... În zona asta urma să merg și eu. Da. Și nu crezi că după conexiunea mamă în special, mamă, fiu, fică, ar fi diferit? Adică nu crezi că ar afecta chestia asta? Habar n-am. Habar n-am. Cu părerea, evident. Da, ideea este, gândește-te că acum 200 de ani sau acum 100 de ani sau acum 50 de ani le-ai fi zis la oameni, știi că ai să-ți pui țâțe, cur, buci, buze, toată lumea să vrea să aibă buzele mai mari, își bagă silicoane prin față, prin aia. Ce ți-ar fi să iei acum 50 de ani? Du-te mă, dar cine și-ar pune așa și de ce? Știi, am avut discuția asta de curând cu cineva și vorbeam dacă la momentul apariției becului, ăia și-au pus tot atât de multe dileme etice pe cât ne punem noi acum când a apărut inteligența artificială. Adică a făcut Edison becul și aia a zis, mamă, mâncați, ce facem cu ăsta? Dacă ne ia focasa, stai că a fost o grămadă de discuții și atunci. Da, păi au fost, asta dacă ne ia focasa, dacă ni se strică ochii, dacă... A fost un backfire foarte puternic atunci. Și unde vroiam să ajung e că s-ar putea în hindsight, peste 50 de ani să ne uităm înapoi și să zicem, am văzut câte emoții aveam cu inteligența artificială. Bă, da, proști eram, mă, mâncați așa. Noi nu avem scara istoriei să ne dăm seama. Știi? Sigur, da. Chemăm o bere? Hai să chemăm o bere. Hai că acum cu utere artificială și cu inteligența artificială și cu... Am intrat bine o bere naturală. Bere ca să echilibrăm un pic conversația, nu? Bere! Bum. Am deja un pic turnat aici, că eu torn mai greu, știi? Și nu, ai furat start. Nu sunt la fel de priceput de asta. Ai furat start. Noi avem borcanele bune. Bă, da, sunt frumoase astea. Cele mai faine de până acum. Nu mai avem borcanele cu murături. Camelo zice că eu mi-am turnat deja, am furat deja, dă-ți torn și restul. Păi să fie plin, mă, ce frumos arată. Arată. Dar e mai frumos paharul meu Berzelius la Crypt After Dark. Da, care da. Între două e meseria beri. Așa la, trebuie să recunosc. Păi două beri între mea. Cu două beri te simți ca la Oktoberfest. Ai văzut pe aia cum au intrat la Oktoberfest, cum intrau în camere? Nu, dar am văzut multe clipuri, dar... Deci, la Oktoberfest... Tocmai pentru că toată lumea se duce și totdeauna sunt mai puține locuri decât oameni. Aia de la Oktoberfest, care intră primii, fug și se aruncă pe mese și așteaptă ca prietenilor să vină. Dar ei gen ocupă toată masa, țin masa efectiv așa în brațe, pe burtă.
Că sunt mesi în alea lungi, știi? Și ei ocupă câte 6 locuri. Dacă te așezi, zici ocupat, pula, se așează toți pe tine acolo. Și atunci se așează așa pe masă și stau și așteaptă să vină prietenilor ca să se așeze pe scaun. Auzisem chestia că oamenii se pișă pe jos, pe acolo, știi? Da, că da, e foarte greu să te duci la baie și sunt mulțimele uriașe. Și chiar am văzut un clip în care unul efectiv stătea, treceau chelnerițe de nala frumos, cu codițe, tot ce trebuie prin fața lui, se pișa acolo, bă, 1000 de oameni în jurul lui, e ce o treabă frumos și gagica se împiedică. Păi, care căra niște beri. Spunea cineva că în toată zona aia din München și unde e mare la Oktoberfest, ci că prețurile la Pampers pentru adulți iau foc în perioada Oktoberfest. Să duc oamenii cu Pampers pe ei și gata. Păi da, mă, dar mai ales că bei doar bere și bei bere la un litru acolo, da, adică tăpicule, bei 3 bucăți din alea, păi da, te piști din 15-15 minute. Și ce dracu, stai, așa, stai doar la baie? E călduț deodată. Ești și la un Oktoberfest. Bine, tu poți face Oktoberfest la tine. Păi, ce aș vrea. Dar tare cred că Oktoberfestul e de făcut doar între bărbați. Dar e greu, mă. Dar greu, de ce tare. E de făcut doar între bărbați? Păi, în primul rând, când te piși. Adică, tu îți dai seama ce e la baie la femei. Am fost la festivaluri. Știi ce înseamnă ca femei? Nu, mă rog, nu știu, dar am văzut. Asta vreau să te întreb. 40 de minute. Bă, dar am văzut, erau coadă la băi la femei. Stăteai 40 de minute la coadă. Efectiv. Să începea concertul, să terminați, stăteai tot acolo la coadă. La bărbați, bam, lângă un gard frumos, un copăcel, ai dat drumul, ai plecat, știi? Adică găsești o lume. Înainte să trecem mai departe, vreau să te întreb ceva. Am observat tricoul ăla, zi, nu pic de unde. Da, da, chiar foarte fain. Deci, hai să văd ce scrie în primul rând, că nu-mi dau seama. Not all treasure. E tricoul pe care l-am primit cadou de la George Tuță când a filmat ultimul Skateboard Talks și am zis că trebuie să-l port pentru că mi s-a părut foarte interesant, cu atât mai mult cu cât vine din partea cuiva care n-are Bitcoin. Și pe care am încercat să-l conving acum. Nu, nici măcar n-am încercat. De fapt, am încercat să-l conving că e ignorant faptul că nu are Bitcoin. Am să văd dacă ai am plasat, să și reușesc. Ai plasat pastila acolo, da. Foarte, da. Foarte adânc. Sulfurează. Și o să crească. Și o să crească, da. Bun, hai, mergem mai departe? Da. Ce avem în meniu? Bă, deci, hai să ne uităm un pic la evoluția în timp a celor 20 după market cap alțuri. Top 20? Top 20. Dar ce înseamnă evoluția în timp? Ce adică ce s-a întâmplat din 2016, 2017 și până acum? Câte au dispărut, care au reapărut, care au dispărut din nou? Bun. Deschide tu CoinMarketCap history. Așa. Bun. Cred că știi ce e relevant. Hai să ne uităm la bull market-ul din 2017, 2000, mă rog, sfârșitul 2017. Are sens. Să vedem cine e top 20. Corect. Și după aia să comparăm cu top 20 de la sfârșitul bear market-ului. Corect. Să vedem cine a plecat. Bun, perfect. Bun. Deci începem așa. Eu zic exact când să te uiți. Trebuie să te uiți în decembrie 2017. A, așa, parcă știam că atunci ai... Avem așa. Bitcoin, evident, aici nu e o surpriză. XRP, Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, IOTA, NEM, Dash, Stellar, Monero, EOS, Neo, Qtum, Bitcoin Gold, Verge, Tron, Nano, Ethereum Classic, BitConnect. BitConnect! Deci așa avem pe 31 decembrie 2017, vârf de bull. Pe 31 decembrie 2017. Hai să mai deschidem o filă și să căutăm snapshot-ul din 31 decembrie 2018. 31 decembrie 2018. Da, fix la un an distanță. Fix la un an. Bitcoin, XRP. Deci, diferența de market cap, așa ca o mică paranteză, XRP era 89 de miliarde, acum e 15 miliarde. Tu zici la nou, da? Ăla nou. Bitcoin XRP. Nu, ăla vechi, din 2017. Tu zici ăla vechi. Ăla vechi. Și atunci da. Eu zic ăsta nou. Și tu ăla nou. Păi atunci zic eu ăsta nou. Deci Bitcoin XRP Ethereum. Da. 4 Bitcoin Cash. Da. 5 EOS. Nu. 6 Stellar. Nu. 7 Litecoin. Nu. 8 Tether. Nu. 9 Bitcoin SV. Nici o treabă, nici Tron, nu exista. Nu. Cardano. Nu. IOTA. Nu. Monero. Nu. Binance Coin. Nu. Dash. Nu. NEM. Nu. Ethereum Classic. Ăsta cât e? Pe ce loc e? 17. Ești acum? Nu. Neo, Maker și Zcash. Dar știi, nu ne interesează locul. Uite-te nu dacă, locurile uite dacă care... sunt în primele. Eu cred că sunt destul de multe. Sunt destul de multe care au rămas. Ceea ce înseamnă că de la vârful bull market-ului până în capătul bear market-ului au rămas aproximativ aceleași. Cam aceleași. Cred ai zis vreo... parcă vreo 3-4 care mi-au sunat mie că s-a schimbat, dar posibil să fie vreo 5-6. NEM? Nu, NEM era. NEM era.
Bitcoin SV. Bitcoin SV, ai zis Binance Coin, care nu era. Binance ai zis Coin. Maker și Zcash, care nu erau. Deci s-a schimbat vreo 4-5. Deci vreo 4-5, puțin. Mai mare șmecherie. Stellar, nu știu dacă era. Era. Era Stellar, era. Deci era. S-a schimbat 4-5. Deci cred că da, 5. Ei, să acum, zicem. Bă, hai foarte să, puține. Hai să comparăm cu vârful bull marketului următor. Aici e interesant. Iar vârful bull marketului următor a fost noiembrie 2021. Ceea ce înseamnă că într-un ciclu, de la bull market la bear market, în ciclu anterior, mai mult sau mai puțin au rămas aceleași. Cam aceleași. Pentru că probabil toată piața a scăzut proporțional. Da, exact. Grosomod. Exact. Ceea ce da, foarte, cât se poate de normal. Hai să comparăm de la un bull market la altul. Bun, deci ai zis noiembrie 2021, da? 21 noiembrie? Sau 8. 8 noiembrie. Am 7, perfect. 7. Zi tu ce era în 2021 și o spun dacă mai era, dacă era și în 2017. Dacă era. Ok. Bitcoin, Ethereum, evident. Da. Binance Coin. 3. Nu era Binance Coin. Binance Coin era în 2018, deci în 2017. Era la bear market. La bear market. Da. Solana. Nu. Tether. Nu. Cardano. Da. XRP. Da. Polkadot, Dogecoin. Nu. USDC și Bayou Terra. Nu. Nu. Avalanche, Uniswap, Chainlink. Nu. Nu. Wrapped BTC. Nu. Nu. Litecoin, da. Da. Binance USD, nu. Nu. Polygon, nu. Algorand, nu. Ok, hai să mai luăm încă 5, că au apărut stablecoin. Da. Mai zic 5. Bitcoin Cash. Da. VeChain. Nu. Nu cred. Axie Infinity, nu. Internet Computer, nu. Crypto.com Coin, nu. Și Stellar 26, care da, să zicem. Deci sunt 7 din 25, grosomodo. Pot să zic 25, că oricum următoarele 5 care erau până la bull market anterior nu se găsesc. Da. Deci sunt 7 din 25 care au rămas aceleași. Dacă scoatem Bitcoin și ETH, care e fair to assume că vor rămâne și în bull market. N-are niciun sens să le păstrăm. Vorbim de 5 din vreo 20-25. Da. 25%. Ceea ce înseamnă, extrapolând, că 20-25% din alea pe care le-ai văzut tu acolo nu vor mai fi la vârful bull marketului următor. Că 20-25% vor fi, pardon. Da. Deci, 20, deci dacă ar 20, fi să 25. Ghicești, hai să, hai să ne uităm acum. Uite, asta e un hai joc să ne uităm de, acum. Un exercițiu de imaginație foarte șmecher. Care era data? 7 noiembrie 2021. Deci în afară de Bitcoin, ETH și Stable. Fără. Corect. Care ar fi 5 monede care crezi că vor fi și în vârful bull marketului care vin? În top 20, în deci din astea. Top 20, 22, poate 20, că... 25, ceva pe acolo, da. Oricum. Eu cred că Terra Luna. Da, nu. Dogecoin. Solana. Avalanche. Polygon. Și Bain. Deci două memecoins. Acolo rămân, mă, n-au plecat nicăieri. Acolo de viață, Doge și Shiba, nu le lasă oamenii în pace. Deci la mine 5 ar fi... Care le zici? Și aș mai avea 11, 6, dar hai, lăsăm cu 5. Cardano, cred că o să fie tot acum. Polygon, Doge, XRP, cu greu mai găsesc una, să știi. Care să zici că o să rămână? Uite, eu n-am zis BNB, mă. Solana. BNB, uite, mi-a scăpat. Atâta. Nu m-aș arunca la altele, sincer. Nu m-aș arunca la altele și știi de ce? Pentru că... În bull market anterior au fost foarte multe, la vârf erau foarte multe layer 1. Da. Iar teza mea este că layer 1 nu vor mai fi cele care vor duce bull market următor, pentru că se consolidează tot mai mult ideea că va fi un winner takes most of the market în persoana Ethereum-ului. Și vedem deja al doilea layer 1 după Celo, cred că Celestia, nu Celestia. Celestia nu. Nu, altul. Au anunțat că devin Layer 2 pe ZK Rollups la Ethereum și atunci tot mai multe Layer 1s vor avea dilema, ok, dar noi de ce existăm? Clar, o să fie mai puțin oricum. Hai, cred că o să fie 3-4, hai 4-5, lăsăm la o parte Ethereum, eu cred că o să fie în top 20. Și ce mai este interesant la discuția asta? Că asta mi-aduce aminte că dacă 5 sunt primele 20-25, dacă extrapolăm, cred că dacă am face o comparație pe primele 100, probabil avem maxim 30 care se suprapun. Da, 100%. Maxim. Da. Ceea ce înseamnă că tool-uri precum ce faceți voi cu Tweet în cadrul Stakeborg Academy pot scoate la iveală viitoarele proiecte care ajung în top 100. Sigur, chiar top 50, chiar top 20 sperăm. Cine știe. Eu cred că avem deja unul care să fie top 20. Ești convins? Nu convins, dar cred.
Top 50, sunt convins, top 50. Dacă ar fi să pariez pe două proiecte din tweet, unul care ajunge în top 20 și unul care ajunge în top 50, care ar fi alea două? Bună întrebare. Stai să deschid tweet-ul, în primul rând. ZK Sync, clar. ZK Sync, unde îl pui? Top 20 sau top 50? Top 20. De top ce? 20. Mă joc de ceva timp pe ZK Sync. M-am jucat mult și pe alte Layer 2 și Layer 2 cred că o să fie un vehicul atât de important în următorul bull. Și văd atât excitement pe Layer 2 și înțeleg și de ce. Cum ai zis tu mai devreme, cred că Ethereum o să fie top din toate punctele de vedere, cum e și acum evident când ține de Layer 1. Multe alte Layer 1 nu o să-și mai găsească rolul, cum e și normal. Și o să apară toată nebunia asta cu Layer 2, care funcționează foarte fain. E practic un alt Layer 1, numai că e mult mai ușor de folosit și mult mai ușor de conectat cu Ethereum. Adică de ce dracu ai vrea să stai, de exemplu, pe Avalanche, care mie îmi place foarte mult? Ei trebuie să se reinventeze foarte mult, că acolo trebuie alt wallet. Ok, să zicem că poate se integrează cu MetaMask, dar e complet altă poveste. Așa pe Arbitrum, pe Optimism, pe ZK Sync, e mult mai simplu. Ți-ai mutat banii frumos, ai un bridge, te joci acolo, ți-i bagi înapoi pe Ethereum, easy fucking peasy. Și ZK Sync, din toate, și Arbitrum, dar funcționează superb. Merge foarte, foarte fain. La majoritatea proiectelor au un UX foarte șmecher. Deci arată frumos, îs plăcute, au multe proiecte, au developeri mulți, mi se pare că au tot ce trebuie. Deci zic ei sync în top 20. Top 20, l-aș pune. Ăștia au ceva airdrop, gen lumea poate să facă ceva pentru un airdrop, ceva? Păi sigur, avem acolo un tweet. Trebuie muncit la zic ei sync neapărat, fiindcă, și am mai vorbit despre chestia asta, și Optimism și Arbitru m-au făcut, adică zic ei sync e fratele lor, de aceeași poveste. Și a rămas și ultimul, ăla care s-ar putea să facă atunci când fix e important să facă. Știi, și știi cum a făcut Arbitru în față de Optimism, că a apărut Optimism, au făcut airdrop, toată lumea încântată. După a ieșit ăsta de la Arbitrum, nu mai știu cum îi zice, și a postat pe Twitter că înaintea felului principal tot timpul vine aperitiv, ceva de genul, știi, cu referire la Optimism. Și acum eu să fiu la ZK Sync, nu sunt evident, le-aș dau la amândoi. Urmează frumos, sărmoalele. Urmează sărmoalele, pam, desertul cel mare. În top 50? În top 50, în top 50 de aici, un proiect de suflet. Chiar cred că o să fie în top 50, dacă nu top 100, Mimland. Ce fac ăștia? Eu nu știu ce fac ăștia. Au trei colecții de NFT-uri, în primul rând. Sunt cu colecția principală, sunt în top 10, adică pe locul 6 sau 7, și ca volum și ca floor price. Îs băieții de la 9GAG. Au o echipă foarte futere, foarte implicată și fac și vreo 4 platforme. Deci fac o platformă gmgm.com, care e un fel de friend tech asta, și au toată muniția de la 9GAG în spate, toată comunitatea. La 9GAG au zeci de milioane de oameni. Dai seama dacă ei știu să folosească arma asta. Și oamenii nu investesc în colecții de NFT-uri, evident, că scumpe mai, că ai mii de dolari sau peste 10.000 de dolari din colecția principală. Dar într-o monedă, e simplu să bagi 50-100 de dolari. Oamenilor le plac meme coins și o să aibă și utilitate. O să fie un experiment foarte interesant de comunități care sunt deja mari, cum reușesc să integreze NFT-uri. Că până acum s-a încercat doar invers. Hai să lansăm un NFT și să construim comunitate around it. Da, da, da. Pe când cred că cel mai clar traseu ar fi the other way around. Exact. Bun, deci top 20 ZK Sync, top 50 Mimland. Da, mai am și altele. Am Layer 0, cred că o să fie top 50 și mi se pare foarte mișto. Eu zic top 20 ZK Sync și top 50 și sper și vreau Aztec Network. Aztec Network, da. Mi se pare foarte important ca industria asta de crypto să găsească un privacy focused project care să reușească să supraviețuiască, pentru că, cum să zic, eu am Monero luat din 2018. Nu l-am atins, nici nu am mai deschis wallet-ul de atunci. Și nu l-am luat decât pentru că mi s-a părut corect identitar pentru mine ca libertarian, de stânga, dar libertarian, să susții asta, nu? Să susțin mișcarea de privacy coins. Atunci mai eram convins de un lucru, că în momentul în care va începe să fie interzis peste tot, gen nu li se va mai da voie la exchange-uri să-l aibă, atunci va fi momentul în care prețul cu adevărat va crește. Vedem că s-a întâmplat deja chestia asta cu interzicerea monedelor cu focus pe privacy, dar totuși prețul nu a crescut. Semn că e nevoie de ceva mai mult decât doar revolta antisistem. Exact, exact. Regulation-ul e și pentru că, adică regulation-ul ăsta care interzice privacy-ul, știi? Sau mă rog, care se duce după privacy,
că am tot încercat să învârt povestea asta de așa natură încât să zic, bă, ok, ăștia se, nu e corect să facă lucrul ăsta, știi? Dar în momentul în care îi auzi pe unul sau altul că vorbesc despre hack-uri, despre furăciuni, despre toate rahaturile astea, normal că zici, ok, sacrificăm privacy-ul ca să nu mai avem asta. Ai auzit de cea mai mare hoțomânie din cripto? A fost Mt. Gox în 2014, care era cel mai mare exchange. A fost spart și s-au furat 800.000 de bitcoin. În prezent s-au recuperat 137.000, care însumează 3,7 miliarde de dolari. Oamenii ăștia așteaptă de 9 ani de zile să-și primească bitcoinul și nimic. Există un trustee, îl cheamă Kabayashi, care tocmai i-a mai amânat încă un an. Oameni care așteaptă de 9 ani de zile, timp în care și-au văzut banii, bitcoinul, crescând de la câteva zeci de dolari cât au plătit ei, până la sute, mii, zeci de mii, aproape sute de mii, și nu au reușit să-și acceseze bitcoinul. Sunt oameni care au fost bogați, apoi săraci, apoi bogați, apoi săraci, din nou bogați, din nou săraci, și se gândesc că cele sute mii de bitcoin care le-au fost furați din Mt. Gox ar fi putut însemna milioane sau zeci de milioane de dolari, iar dacă mâine vine o mare putere și zice gata, bitcoinul ăsta trebuie să meargă la zero, ei practic au avut milioane și acum au nimic. Înainte să trecem la mâncare, hai să zic ceva ce am citit, ce efectiv m-a fascinat. Anumite triburi din Pacific au ajuns să-i venereze pe americani în al doilea război mondial. Deci, acum 80 de ani, în jur de 80 de ani, când americanii erau în război cu japonezii și s-au dus pe anumite insule din Pacific, s-au întâlnit acolo, evident, cu băștinași. Și în timp armata americană a început să-și ducă provizii acolo. Bineînțeles, fiind băieți buni, au început să împartă proviziile respective cu băștinași. După ce au plecat, surpriză, băștinașii au rămas fără nimic, nu mai aveau proviziile respective, care însemna hrană, însemnau medicamente și așa mai departe, știi? Și ce au făcut băieții? Au început să construiască structuri pe care le-au văzut la americani, din crenci, din paie și așa mai departe, gen avioane, aeroporturi, și au început să venereze nume la întâmplare de americani, gen Tom Ford sau ce au mai auzit ei pe acolo, știi? Fiindcă s-au gândit că poate cumva din cer o să pice niște cutii din alea cu provizii. Surpriză, nu s-a întâmplat, evident. Toată povestea asta și conceptul ăsta a prins o amploare și s-a dus în mai multe direcții. A primit și un nume la ceva timp după de crate culting, ce mi s-a părut foarte interesant și o vezi și în ziua de azi sub anumite forme, știi? Și cel mai mult mi-a amintit, și am multe persoane pe care le-am cunoscut care fac chestia asta, care se gândesc la bani în felul următor. Dacă eu îmi repet nu știu ce în fiecare zi, o să atrag bani și banii o să vină la mine. Ceea ce mi se pare o prostie, evident. Dar oamenii chiar cred chestia asta. Bă, dacă spun în fiecare zi de 7 ori, nu știu ce, sau dau așa cu punul în perete, eu cred și atrag banii prin energie la mine. Banii sunt greu de făcut și trebuie să muncim, dracu, pentru bani. Că nu trebuie să stai în casă și să spui X, hai că eu stau pe canapea și, dracu, repet niște cuvinte, sigur trag banii la mine cumva. Tu știi când făceam eu asta? Când eram mic, făceam labă și mă gândeam că am să fut cândva. Și am atras. Și ai atras? Bă, da, inevitabil. Vezi, tot acolo. Poate pică din cer. Da. Nu funcționează cu bani. Cu futut merge. Cu futut merge. Virilitate și futut. Chemăm mâncarea? Stomacul gol, stomacul hai, gol. Hai, parcă da. Totuși am băut tărie pe stomacul gol. Hai să o chemăm. Bă, mie știi ce-mi place cel mai mult? Că tot timpul avem pocalul ăsta cu salată. Invariabil arată, apare pocalul cu salată. Arată foarte deci, frumos. Deci avem o pârjoluță moldovenească. Un fel de șnițele umplute cu... Da. Ardei și ceva șuncă, bun, fă, șmecherie, șmecherie. Cordon bleu, da. Facem o mică pauză ca să mâncăm nebunia. Hai, hai. Corect. Gata? Ai mâncat? Treaba bună? Da. Bun. Mergem mai departe, nu? Da. Da! Bun. Hai la portofoliul nostru. Cum mai stăm? Bă, surprinzător de bine. Da? Nu surprinzător, da. Stăm bine. Cam avem cât suntem pe minus? 19.000, 1.000 pe minus. Avem 8.000 în USDT pe care i-am băgat 10.000 data trecută. Da, oricum, suntem 1.000 pe minus. Aha. Bun. Nu-i rău. În ce mai băgăm? Hai să vedem. Aș împărți așa. ETH, Arbitrum și Ape. Ia, zic cum împart. Ok, deci mai avem 6.000 USDT, pe ăștia nu-i băgăm în seamă. 0.21 BTC. Așa. 2.2 ETH. Frumos. Frumos, stăm bine. 793 APE,
Matici 1474, ARB 744, Solana 25, NIR 284, AVAX 17, CAKE 131, A0 141, EGLD 1.33. Până când ai vrea să facem DCA-ul ăsta? Până în bul. Știi ce o să fie interesant? Cât de repede devenim profitabili. Când se schimbe. Asta abia aștept să văd. Asta o să avem 10-20% plus, atunci o să mi se pare foarte interesant. Și procentual cât avem BTC, cât avem ETH? BTC avem 29.55, ETH 19.37. Deci avem undeva spre 50% BTC spre și ETH. Spre 50%. Da. La fel corect, cu rebat. Corect. Foarte fain. Bun. Câți români crezi că lucrează din vacanță? Câți români chiar se relaxează când sunt în concediu? Procent? Da. 40%. 40% au fost contactați de șef sau manageri să facă treabă în concediu, 10% au fost contactați, dar au refuzat să o facă, 61% își verifică mail-ul de serviciu chiar și când sunt în vacanță. O treime sunt deranjați să lucreze din vacanță, 38% nu sunt deranjați să lucreze din vacanță. 14% din cei care nu vor să lucreze în vacanță le-a fost prea teamă să le zică șefului că nu lucrează din vacanță. Sincer, eu chiar cred că de obicei, cei mai productivi oameni rămân și cei mai sănătoși la cap atât timp cât pot avea o discuție corectă cu cei care lucrează. 100% de acord, evident. Mai mult de atât, nu cred, și vezi asta în societatea americană și în Londra, unde am mai cunoscut cazuri. Nu cred că poți să funcționezi dacă nu ți iei un timp de respiro 100%. Și nu vorbim timp de respiro, nu trebuie să însemne 2 luni jumate pe an, nu trebuie să însemne neapărat 1 lună jumate pe an. Asta e o perioadă care chiar e de respiro 100%, unde te deconectezi și după revii cu alte forțe și vii cu altă atitudine și cu altă energie. Cred și vii cu o energie pozitivă. Cred adică că asta sunt tipologii secretul. Diferite de oameni, sincer. O, da, sigur. Da, sigur. Adică, vorbesc de mine aici, în mare și ce am mai cunoscut eu. Da, nu. Cred că fiecare are cumva propriul ritm, ca să zic așa, și propriul mod de... Pe de o parte, sunt oamenii care dacă nu lucrează, se plictisesc. Da, dar e o problemă. Da, nu cred că e o problemă, la fel cum nu cred că e o problemă nici invers. Aia care au o problemă să lucreze... Adică, mi se pare că nu e o problemă niciuna, nici alta. Sunt doar tipologii diferite de oameni care funcționează diferit. Așa cum nu ne căcăm la fel, așa cum mâncăm lucruri și ne plac lucruri diferite, sigur, la fel să cum... gândim la fel. Da. Exact. Suntem construiți altfel. Auzi, dar ce cred e că muncim mult, dar arde în gazul de pomană. Un angajat tipic este distras la fiecare 3 minute de muncă. Fie că verifică e-mail-urile, primește mesaje de la familie, ori este întrerupt de whatever ce se întâmplă în jurul lui. Ideea este că întreruperea, citeam de curând, duce la pierderea aproximativ 3 ore pe zi de productivitate. Ideea este că după ce ne întrerupe cineva, avem nevoie de 40 de minute pentru a ne găsi nivelul de concentrare la care eram anterior. Mai este un studiu foarte mișto, l-am văzut într-un newsletter. E un studiu făcut de Hewlett-Packard, care a analizat impactul distragerilor asupra oamenilor care lucrează. Și ideea era că perturbările de natură tehnologică, îți sună WhatsApp-ul, îți sună Slack-ul, îți verifici mail-ul, duce la o scădere a IQ-ului cu 10 puncte. Pentru comparație, consumul de cannabis duce la o scădere a IQ-ului cu 5 puncte. Hai să te întreb eu ceva. Dacă, ipotetic, ar pica Binance-ul mâine, cum vezi repercusiunile acestei povești? Cred că noi am mai vorbit cumva despre povestea asta cu Binance și cum cea mai importantă concluzie a fost că nimeni nu trebuie să-și dorească ca Binance-ul să cadă. Asta e numărul 1. Cea mai mare prostie. 2. Meritul cel mai mare a Binance-ului este că a fost plasa de siguranță și catalizator în același timp pentru o industrie tânără care avea nevoie de asta. Sigur, you can argue că dacă nu era Binance, se găseau alții care să facă asta. Probabil. Dar... asta nu înseamnă, știi cum e, că atunci când, da, bine, și dacă n-aveam prieteni ăștia, eram tot aici. Well, poate aveai mai bun, poate aveai mai proști. Dar ideea este că dacă ai ajuns până aici, trebuie să fii grateful pentru cine te-a dus până aici. Mi se pare corect și moral să admitem că Binance a dus departe industria asta. Milioane de user, dacă nu zeci de milioane. Și au făcut onboarding. Și a oferit soluții potrivite la momentul potrivit, pentru userii potriviți. Mai departe, cred că e și un lucru de ce ne dorim de la industrie. Ne dorim în continuare
un black box în care nu știm ce se întâmplă? Sau ne dorim, de exemplu, cum e Coinbase, o companie listată la bursă, care își prezintă, toată lumea știe cine sunt toți angajații, cine sunt toți acționarii, face profit, nu face profit, care sunt produsele, unde se duc banii, toate astea. Adică vrem să trecem de la o industrie care nu are regulation, care nu are reguli și legi și care a crescut așa, la o industrie care e legit și în care să vină bani mulți de la smart money, de la Wall Street, de la să împingă industria în sus, pentru că ea nu vor veni să bage bani undeva unde lider de piață este un black box. Că asta mi-a spus cineva de curând, mi-a spus o chestie foarte simplă. Este imposibil de imaginat o lume, o industrie în care vine BlackRock și investește dacă monopolul este deținut de Binance. BlackRock este unul dintre cei mai mari rechini financiare ai lumii. Da, să presupunem că BlackRock depune pentru, nu că depune, au depus deja pentru un ETF, le este aprobat ETF-ul și începe să vină bani, să vină mulți bani în industria asta, prețul merge în sus. Principalul beneficiar al acestei mișcări este Binance. Niciodată o companie mare americană de nivelul BlackRock nu va veni să ridice, să fie valul care ridică toate navele dacă cea mai mare navă este Binance. Deci din punctul ăsta de vedere este evident că Department of Justice și SEC-ul vor face tot ceea ce ține de ei ca Binance da, să fie pus la pământ. Acum, sigur că freedom fighter-ul din mine vrea să țină partea Binance-ului în toată povestea asta. În sensul că, bă, nu e normal să vii să fuzi ceva ca să crești ceva. Dar pe de altă parte, nici Binance nu și-a făcut un mare serviciu fiind un black box. Păi aici e problema, de fapt. Că dacă ar fi fost, nu știu, cum, sau cum o percepeam eu, nu că dacă ar fi fost acum un an sau doi ani, toate lucrurile păreau că merg foarte în regulă în compania aia. Ar fi fost perfect. Dar acum au început să apară găuri în armură și aici mi se pare o problemă, că la liderul de piață, când încep să vezi găuri în armură, îți pui un semn de întrebare, adică e îngrijorător. Și chiar ieri, când stăteam la o discuție aici, ne-am uitat la volume de tranzacționare Binance versus întregul DeFi. Binance are, cred că în jur de 20 de miliarde pe zi. Tot DeFi are 2.5 miliarde, cred. 9 la 1. Întregul DeFi. Da, 9 la 1. 8,5 la 1. Așa că da, aici e o problemă. Că industria stă prea mult în spatele, în cochilia unui exchange centralizat, într-un final. Ok, și ce crezi că se întâmplă dacă pică Binance de mâine, să zicem? Lăsăm la o parte prețul, că n-are sens să speculăm. Să speculăm, că o să cadă, nu știu cât, că se duce la 10, da. 12, 14, 16 mii, în fine. Băi, cred în primul rând că o să pierdem un număr atât de mare de useri și asta mi se pare cea mai mare problemă, care poate nu o să vină înapoi. Sau poate dacă vin în 5 ani, cine știe, că nu o să-și recalibreze încrederea lor în industrie. Dar, într-un final, sunt nu știu câți, sunt foarte curios chiar de câți useri sunt care au venit și stau doar pe Binance. Da, cred că sunt foarte, foarte mulți. Pe dacă pică exchange-ul ăsta, au plecat. DeFi-ul încă nu e pregătit să primească zeci, sute de milioane de useri. Ce nu știu, nu e pregătit deloc. Nici ca infrastructură, nici ca viteză, nici ca taxe, nici ca complexitate. Prea greu pentru mulți. Cine vrea? Ai atâtea wallet-uri să intri, stai un pic, că trebuie să schimbi exchange-urile pe care îl folosesc. Uite că se întâmplă să ai hack-uri pe exchange-uri uriașe, care au fost acum recent... Balancer. Uite, pe front-end-ul lor ai avut un hack și au pierdut atâția bani. Deci, iarăși, e foarte complicat. Și dacă s-a întâmplat și FTX-ul și se întâmplă și treaba asta cu Binance, sper să nu, Doamne ferește, evident, e că o să fie foarte greu și o să fie o presiune foarte mare pe DeFi și nu cred că poate să ducă în spate acum așa ceva. Dar nu se pare că poate să fie alt exchange centralizat care să preia baza de user? Da, sigur, cred că asta o să întâmple. Da, Coinbase-ul. Cu toate că Coinbase-ul e prea legat de state și în state încă e prea strict pentru ce se întâmplă în cripto la nivel global, din punctul meu de vedere. Adică, nu, avem nevoie de un exchange cu, cum e Binance, cu multe perechi de tranzacționare, cu multe coinuri care intră. Nu să stai un an jumate să-ți intri un coin acolo să poți să-l tranzacționezi, că oamenii o să caute variante alternative și o să-și ia în gură pe deal de gate, deal de mai știu eu ce rahaturi de exchange-uri, știi? Adică avem nevoie de un lider în ăsta de piață care totuși să îți ofere tot ce ai nevoie, nu să fie atât de selectiv cum e Coinbase-ul acum. Poate că e o companie de super încredere și, evident, mult mai mult ca Binance, logic. Istoria demonstrează că întotdeauna când apare o tehnologie nouă, există foarte mulți dintre cei care o împing în față, atunci în fazele incipiente, foarte mulți din ei dispar ulterior. Foarte puțin rezistă, adică sunt foarte mulți Pets.com, sunt foarte puțin Amazon, sunt foarte puțin Google, sunt foarte mulți AOL, AltaVista și așa mai departe. Sigur. Din perspectiva asta mi se pare că o nouă etapă, și când zic o nouă etapă mă refer la
noi exchange-uri care să vină, să fie construite direct pe lege, care să fie făcute direct după cum se dorește profilul, după cum vor clienții noi, după cum vrea zona asta de smart money, au șanse să come and steal the cake. Ce din păcate cred că nu se va întâmpla este ca Binance să-și vândă operațiunile complet unui exchange. Dacă zicem că Binance era la același nivel cu Coinbase, era o poveste în care la un moment dat îi se oferea un way out lui CZ și spunea, fii atent, împărțim în trei. Operațiunile Binance US merg la Coinbase, operațiunile Binance din Europa merg la Bitpanda, operațiunile Binance din Asia de Sud-Est poți să le păstrezi, operațiunile de Middle East merg la un exchange de Middle East. Și atunci se împărțeau toate astea, toată lumea era mulțumită, CZ rămânea cu ai lui, probabil nu mai avea nici probleme în justiție și atunci cumva aia era varianta ideală. Mi se pare foarte greu ca în punctul ăsta în care s-a dus toată discuția, Colossul să mai accepte un trade-off din ăsta. Vreau unul singur în care să am încredere deplină. Cum a fost Binance o bună parte din timp? Îți fură cineva banii, cum am pățit eu și mi-au furat 600 de euro, o săptămână mi-a dat banii înapoi, gata șeful. Ne pare rău. Pe cardul Binance. L-a hăcuit cineva din Franța. Și ei băgaseră un căcat, că știi cum e pe Binance, ai banii pe care ți-i bagi în contul de unde poți să cheltui cu cardul. Și acolo aveam 100 de euro în funding, așa. Restul aveam în contul principal. Bă, și tot am început să-mi apară tranzacții, știi? Dar peste 100 de euro, adică 650 de euro, ceva pe acolo. Îți cum dracu? Și ăștia băgaseră o chestie. Dacă rămâi fără bani, îți bifează ceva automat, cum că tu poți să cheltui și ți-i automat bani, îți vând ei din BTC sau din ETH. Wow. Da. Adică, bă, am intrat la suport efectiv, dacă l-aveam pe la în față, le dăm cu o tastatură în cap. Când s-a întâmplat asta? Cred că 6 luni, prin primăvară, da. Cantități, da, n-aveam sume uriașe, că era un ledger, da, pizda măse. Și mi-am vândut și mi-am dat seama, bă, stai un pic, tranzacția asta nu e a mea, nu e a mea. Și am văzut una de, aveam 230 de euro tranzacție. Știam că n-am folosit cardul pentru sume din astea. Și am contactat, da. Cineva din Franța, s-a clonat cardul sau ce dracu a făcut. Și știi de unde când ți l-a clonat? N-am nici cea mai vagă idee. Dar unde fusese? Nu, că nici nu l-am folosit atât de mult, dar nu l-am folosit în afara țării. L-am folosit doar în România, nu. Wow. Și pentru două sau trei plăți online. Cred că acolo a picat. Dar uite că am vorbit de Binance și exchange-uri internaționale, Coinbase și așa mai departe. Crezi că exchange-urile din România ar putea să suplinească o felie din piața asta? Eu din ce știu, s-ar putea să greșesc, dar din ce știu, exchange-urile românești funcționează pe baza API-ului fie de la Binance, fie de la alte exchange-uri mari. Tocmai pentru că n-au order books, n-au volume, n-au... lucrează cu mai multe API-uri. Doi, probabil proporțional în funcție de cât de mare e piața, probabil API-ul de la Binance e printre cele mai mari. La modul ideal, exchange-urile mici ar trebui să crească pe spatele celor mari până când ajung îndeajuns de mare încât să fie cumpărate cei mari. Adică, cred că și visul lui Mora de la Tokero, și a băieților la Transylvania și cine mai este prin România, este să fie cumpărați de un exchange mai mare. O sumă foarte frumoasă, da. Și după și sănătate. Că ei cumpără baze de date de useri. Asta cumpără până la urmă. Bă, hai să zic o poveste. Un pic mai sumbră așa, dar extrem de interesantă din spectrul psihologiei. Dar am citit-o într-o carte acum vreo 7 ani, dar mi-a rămas întipărit în creier și acum. 38 de oameni s-au uitat la o crimă și nimeni n-a sunat la poliție. În 64, în New York, în Queens mai exact, o femeie îi ducea acasă la 3 dimineața după ce și-o terminat jobul și în fața casei a fost înjunghiat. Nimic ca neobișnuit, mai ales în New York. Timp de 40 de minute, individul care a înjunghiat-o a plecat și a revenit de 4 ori. Ca într-un final să-și termine treaba a patra oară. O pleca și o revenit că se speria de fiecare dată de lumini și zgomote și așa mai departe. În 40 de minute, din 38 de oameni, nimeni n-a sunat la poliție. Șoc, toată lumea a sunat cineva când s-a terminat toată povestea. Mi se pare că poți să tragi niște paralele din chestia asta și cu investiții și cu viață și cu așa mai departe, în sensul că să treci peste pasivitatea asta, care e o zonă de confort. E ca stai, nu faci nimic, ai mai safe, rămâi pasiv. Păi la fel mi se pare și în investiții și în viață. Adică dacă nu intri în zona aia de gândire critică și de rațiune, ți-e mai ușor instinctiv să stai într-o zonă pasivă și să nu faci nimic. Zona asta safe ne mănâncă. Asta ne mănâncă. Hai, pe final acum, cu ce ai rămas din tot ce s-a întâmplat azi? Băi, cred că ideea principală cu care am rămas e că așa cum e normal de la un ciclu la altul se schimbă proiectele din top 20, 30, 50... Că e de datoria noastră, atunci când ne construim un portofoliu, să ne gândim la cine vine nou,
Pentru că cine vine nou vine de fapt cu alea multe X-uri la care visăm toți în cripto. Și lasă că visăm toți, că dincolo de profituri e o chestie de logică. Când îți construiești un portofoliu în cripto, vrei să o joci safe, cumpărând Bitcoin și ETH, dar vrei să-ți faci și hedge la stability cu volatility. Mă rog, îți faci hedge la volatility cu stability, dar it goes both ways. Diferența între win și big win poate să stea în acel un proiect pe care reușești să-l găsești de vreme în bear market când nimeni nu se uita. Tu cu ce ai rămas? Bă, am rămas ca poveste principală cu... Și chiar o să mă mai gândesc la chestia asta. Cu Binance, dar nu Binance în sine. Efectiv, la scară macro, ce înseamnă un exchange centralizat, o companie în care ori ai încredere 100%, ori nu, ori are niște găuri negre, are niște găuri în armură și așa mai departe. Cum ar trebui să ne pregătim mental, ce înseamnă DeFi-ul, cum ar putea DeFi-ul să devină mai prietenos, să zic, cu userii. Și care sunt următoarele niveluri în următorii 5, poate 10 ani ai criptoului. Chiar e o temă pentru mine de gândire chestia asta, pe care chiar aș vrea să vorbim și data viitoare. Doi, am rămas cu faptul că deja avem, nu știu, 8-9 ediții de ZAS și am investit în portofoliul ăsta nostru și am făcut de play money, niște teste și noi ești un portofoliu chiar foarte fain. Mi se pare foarte mișto că împărțeala asta între BTC, ETH și proiecte noi cu potențial, dar gradul de risc pe care să ți-l asumi să fie direct proporționat cu și capitalul pe care l-ai și efectiv la ce te aștepți tu din următorii ani, o lecție foarte importantă pentru mulți. Deci dintr-un joc, să zic, mi se pare că a ieșit o lecție foarte fain. Bun, înainte să închidem, am o întrebare, sincer. Întrebarea poate să fie sincer, răspunsul nu. Nu trebuie să fie sincer, nu. Ne-a spus cineva în comentarii la episodul precedent că înjurăm și nu poate să uite copiii și așa mai departe. Crezi că la episodul ăsta am înjurat? Eu nu, chiar nu țin minte. Sunt nu cred. Nu știu. Eram sigur de asta. Ți-am dat-o pe tavă. Ți-am dat-o pe tavă. Bun, asta e. Cred că putem să tragem cortina. A fost o plăcere ca întotdeauna să fim aici în fața ta, să vorbim despre lucruri care ne pasionează pe amândoi și despre căcaturi pe lângă, să bem pălincă excepțională primită de la voi, de la oameni din comunitate. Mulțumim din suflet că ai stat până la capăt cu noi, te salutăm și pe data viitoare!